Profesorul de filozofie de la Universitatea Babeș-Bolyai, Ciprian Mihali, consideră că porecla patriarhului Daniel, Marele Alb, despre care am aflat din ancheta Recorder, este una ofensatoare, deoarece Marele Alb este numele unei rase de porci, potrivit gândul.ro. Un singur gând mă tulbură după vizionarea reportajului Recorder și vreau să mă asigur că nu o luăm cu totul razna. Jurnalistul află la una dintre primele sale întâlniri că lumea din interiorul sistemului îl alintă pe patriarh Marele Alb. Pare a fi o poreclă afectuoasă, care stârnește chiar anumite zâmbete, dar una cu totul familiară în contextul respectiv. Adică toți par a ști despre ce e vorba atunci când aud vorbindu-se despre Marele Alb. Deduc de aici că porecla respectivă vine chiar dinăuntrul sistemului Bisericii Ortodoxe Române, că ea nu este o invenție a dușmanilor patriarhului, a scris profesorul Ciprian Mihali pe Facebook. În continuare, acesta spune că Marele Alb este numele unei rase de porci. Dacă eliminați de pe Google referințele la acest reportaj, veți vedea că aproape tot ce e scris înainte de această dată despre Marele Alb e despre porci, a mai menționat profesorul. Iar dacă lucrurile stau așa, repet, îmi mărturisesc ignoranța în privința originii acestei porecle, când a fost ea utilizată prima oară de către cine, în ce context, deci, dacă lucrurile stau așa, în subordinea patriarhului stau niște oameni de o lipsă de cuvioșenie și de o vulgaritate fără margini. Admițând că nu ei sunt autorii acestei porecle și tot ar fi trebuit să evite folosirea ei, tot ar fi trebuit să descurajeze pronunțarea ei nerostind-o sau scandalizându-se atunci când o aud, certându-i pe cei care o folosesc. Dar nu, porecla pare o glumiță care trece într-o discuție relaxată, ca un fel de nume de cod între inițiați. Iar asta mi se pare tragic și degradant, pentru că până la acest reportaj, așa cel puțin cum o știu generațiile mai în vârstă care au făcut materia denumită agricultură în școală, Marele Alb este numele unei rase de porci, a mai menționat profesorul. Ciprian Mihali este de părere că problema nu este la jurnaliști, ci la cei care comit meschinării și ilegalități. Nu cred că oamenii din reportaj nu știu asta, nu-i putem suspecta de atâta prostie sau naivitate. Iar dacă știu asta din punct de vedere al respectului față de autoritatea figurii patriarhului, blasfemia lor este la fel de gravă precum corupția lor economică și penală. Și dacă lucrurile stau într-adevăr așa, VOR trebuie să fie conștientă că problema sa nu este la jurnaliștii care dezvăluie meschinării și ilegalități, ci la cei care le comit. Voi accepta să retrag cu bucurie ce am scris mai sus dacă expresia Marele Alb are alte semnificații, mai importante și mai vizibile pentru omul de rând decât aceea pe care am dat-o eu. Dar chiar și atunci e cu neputință să alungăm întru totul similitudinea fonică măcar, dacă nu și cea de semnificații pe care o cultivă cu un relaxat umor oamenii din sistemul BOR. Pentru că rămâne inacceptabil pentru orice creștin să știm că o asemenea poreclă jignitoare poate fi folosită de acești oameni, mai spune profesorul.